pentru că în București nu mai sunt locuri la terapie intensivă. 5 bolnavi de COVID au fost transferați la spitale din Moldova și astăzi au fost anunțate peste 10.000 de îmbolnăviri. Din această cauză, tot mai multe localități intră în carantină. Berceni și Clinceni se închid în această seară, iar de mâine seară orașul Constanța. Și pentru fiecare PET, sticlă sau doză de metal cu apă sau alte băuturi vom plăti 50 de bani garanție. Ne recuperăm banii dacă ducem ambalajele înapoi. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Autoritățile sunt nevoite să transporte bolnavii de COVID în alte orașe din țară pentru că în București secțiile de terapie intensivă sunt pline. 5 pacienți de la Spitalele Universitar și Bagdasar au ajuns deja în unități medicale din Moldova cu ajutorul unui avion militar, iar responsabilii se pregătesc să mai mute 10 pacienți. Numărul îmbolnăvirilor de COVID detectate în ultimele 24 de ore a depășit iarăși pragul de 10.000. Pacienții au fost preluați din ambulanțe și urcați în avion. Este vorba de 4 bărbați și o femeie care erau internați în spitalele Bagdasar și Universitar. Din păcate, în capitală nu s-a găsit niciun loc liber în secțiile de terapie intensivă COVID. Din București, bolnavii au fost transportați cu avionul Spartan al Forțelor Aeriene Române. Aeronava a aterizat prima dată în Bacău, unde a lăsat un bărbat de 52 de ani. Apoi a plecat cu ceilalți 4 spre Iași. De aici, pacienții au fost preluați cu ambulanțele. Unul pentru Botoșani, 2 la Spitalul Modular din Lețcan, iar unul la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Am mobilizat mașinile de victime multiple și terapie intensivă Smurd Iași cu 3 medici, 3 paramedici și 2 asistenți medicali. Pentru a transfera acești pacienți care sunt ventilați non-invaziv sau intubați ventilați mecanic. Reprezentanții armatei au anunțat că alți 10 bolnavi aflați în stare gravă, pentru care nu sunt locuri în capitală, vor fi duși cu avionul în alte județe. În toată țara, în secțiile ATI COVID, 1131 de oameni infectați cu SARS-CoV-2 se luptă pentru viața lor. Cumplit este, spun doctorii, că alții se prăpădesc înainte de a ajunge într-o secție de terapie intensivă. Mai frecvent în ultima perioadă pacienți care dezvoltă complicații legate de coagularea, de procesul de coagulare care se declanșează în corp. Și aici mă refer la accidente vasculare cerebrale, la infarct miocardic, la tromboembolism pulmonar, complicații majore care pun viața în pericol și care de cele mai multe ori se soldează cu deces. Iar familiile în care cineva este răpus de COVID-19 sunt tot mai numeroase. Doar în ultimele 24 de ore s-au stins 167 de oameni. La Călăraș, familia unui bătrân de 80 de ani acuză medicii de neglijență. Bărbatul infectat cu SARS-CoV-2 a fost externat din spital chiar dacă starea de sănătate era gravă. Deshidratat, nemâncat, nu putea să vorbească. Un om care l-a dus pe picioarele lui. La doar câteva ore după ce fusese externat, bărbatul a ajuns din nou la spital, iar acum este internat în secția de cardiologie. Reprezentanții spitalului spun că se vor interesa de acest caz. În alt colț al țării, în orașul Victoria, din județul Brașov, medicii le dau pacienților oxigen cu porția. 25 din cei 36 de beneficiari ai azilului din oraș au virusul și nu pot respira singuri. Doar pentru 3 s-au găsit locuri în spitalul din Făgăraș, ceilalți sunt îngrijiți în centru. Spre bucuria noastră avem un aparat, un concentrator de oxigen, măcar unul, pe care îl mutăm din cameră în cameră unde e nevoie. La ultima raportare a autorităților au fost anunțate 10.108 cazuri noi, printre ele și ministrul muncii Violeta Alexandru. Este al treilea ministru infectat cu SARS-CoV-2 după Lucian Bode de la transporturi și Virgil Popescu de la economie. Pe măsură ce se înmulțesc cazurile de COVID, localitățile din jurul capitalei se închid rând pe rând. Din această seară, Berceni și Clinceni, comune satelit în care trăiesc mii de oameni care muncesc în București, intră în carantină. În vizor sunt și orașele Voluntari și Otopeni, aproape contopite cu capitala, unde rata de infectare se apropie de 9 la 1000, prag de la care se pot face propunerile pentru carantină. Asta s-a întâmplat deja la Constanța, orașul va fi în carantină de mâine seară de la ora 20. Ciorogârla a fost prima localitate din Ilfov care a intrat în carantină. Cum numărul de îmbolnăviri a crescut rapid în zonă, prefectura Ilfov a decis să plaseze în carantină și localități mult mai mari. Pentru Berceni și Clinceni, măsura intră în vigoare în această seară la ora 22. Berceni este a doua localitate din Ilfov care intră în carantină. Aici incidența a trecut de 10 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că din cei peste 9000 de oameni care trăiesc aici oficial, în ultimele două săptămâni 97 s-au îmbolnăvit.
În comuna Berceni s-au mutat mii de bucureșteni în ultimii ani și mulți lucrează în capitală. Traficul și așa sufocat ar putea să se blocheze la orele de vârf dacă polițiștii vor controla adeverințele șoferilor. Poliția va ști și ei vor decide dacă vor opri fiecare mașină. Nu cred că există posibil să facă lucrul ăsta. Zilnic pleacă în jur de 2000 de mașini din localitate. Nu va fi ușor. Dar cei de la jandarmerie, de la poliție, de la Poliția Națională, de la Poliția Locală, împreună cu autoritățile locale, o să depună toate eforturile astfel încât, pe cât posibil, să nu îngreunăm intrarea, ieșirea în localitățile care sunt supuse măsurii de carantină rezonabilă. Inspectorii DSP au propus astăzi carantină pentru localitățile Chiajna și Bragadiro, aflate și ele în topul ratei de infectare. În orașul Voluntari, rata de infectare este de 8,96 la 1000 de locuitori. De la rata de 9, DSP poate propune ca o localitate să fie carantinată. Regula a fost stabilită special pentru zonele din jurul capitalei. Aici este granița dintre București și Voluntari. De aici începe cartierul Pipera. Poate că este cel mai greu de carantinat cartier din toată țara. Aici au sediul marile corporații din București. Sunt oameni care încă vin să lucreze aici. Se adaugă zecile de mii de oameni care locuiesc în cartierele rezidențiale din Voluntari. Cu sau fără adeverință, cei mai mulți vor veni la muncă sau la cumpărături în București. Voluntarul nu mai este despărțit de București în niciun fel. Dacă ar fi să carantinăm, ar trebui cu totul, cu București cu totul. La fel se întâmplă și în alte orașe mari din țară. Situația s-a înrăutățit în comuna Dumbrăvița de lângă Timișoara. Aici, după două săptămâni de carantină, rata de infectare a crescut de la 7,44 la 11,60. Asta pentru că mulți locuitori muncesc în Timișoara, vin zilnic la lucru și, după cum se vede și acum, este un flux mare de mașini care intră în oraș. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a cerut carantină pentru întregul oraș, iar autoritățile centrale au dat aviz negativ. Decât să lungim suferința, mai bine luăm aceste decizii mai devreme decât prea târziu. Sunt însă multe orașe mai mici în care s-a impus carantina. În Bistrița și Satu Mare se aplică de astăzi restricțiile. Peste tot sunt organizate filtre, iar deplasările se fac doar cu motive bine întemeiate. Și la Constanța, autoritățile au votat instituirea carantinei, care intră în vigoare mâine la ora 20. Este greu și pentru bolnavii de COVID care au rămas acasă în izolare. Ei trebuie să aibă mare grijă să nu-și pună familia în pericol. Cum trăiesc sub același acoperiș cei infectați și cei sănătoși, vedeți imediat. 7 minute atât spun anchetatorii că le-a luat celor 3 suspecți să scape de corpul femeii incendiate pe un câmp din Giurgiu. Dacă inițial au negat vehement fapta, puși în fața probelor, cei 3 au recunoscut o parte din adevăr. Susțin că au bătut-o pe Mihaela pentru că ar fi întreținut raporturi sexuale cu fiul minor al unuia dintre ei. Însă procurorii cred că mint ca să scape de acuzația de omor calificat ce le poate aduce angrei de pușcărie. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mihaela locuia încă din luna mai în casa familiei Constantin din cartierul Ferentari, unde practica prostituția, spun procurorii care au dat publicității numele principalilor suspecți. Aceștia sunt surorile Samira și Elena Constantin și Dinu Gianni, iubitul uneia dintre ele, care era și proxenet. În aceeași casă locuiau și copiii uneia dintre surori, dar și mama lor. Suspecții au susținut că în ziua crimei, între ei și victimă, a avut loc un conflict și, după ce au ucis-o în bătaie, au decis să scape de cadavru pe câmp. Locul a fost ales la întâmplare, spun procurorii. Potrivit anchetatorilor, cei 3 inculpați au reușit în doar 7 minute să scape de cadavru și să plece de la fața locului. La declarații le-au spus procurorilor că toți 3 au participat la incendierea cadavrului. Suspecții au susținut că victima ar fi întreținut relații sexuale cu fiul minor al uneia dintre surori, dar procurorii cred că e o minciună. Motivul conflictului nu este cert stabilit. Fiecare inculpat în declarația sa invocă un motiv, dar atâta timp cât nu există probe în acest sens, nu se pot face comentarii. Că victima a întreținut relații sexuale cu un minor. Cercetările au stabilit că între membrii acestei familii și victimă, de-a lungul timpului, au intervenit neînțelegeri, care s-au amplificat în data de 30.10.2011 și au condus la lovirea victimei în diferite zone ale corpului, cu pumnii, picioarele și cu un obiect tăietor. Ca să-i inducă în eroare pe polițiști, una dintre suspecte a distribuit pe pagina ei de Facebook portretul robot al Mihaelei. Erau deja 4 zile de când trupul incendiat al femeii fusese abandonat pe câmp.
Mașina pe care au folosit-o pentru transport a fost văzută de un martor chiar în timp ce indivizii ar fi incendiat cadavrul. S-a întâmplat între ora 22 și 10 minute când mașina a fost reperată de camerele de supraveghere de pe drum și 22 și 22 de minute când cineva a și dat primul apel la 112. A fost identificat autoturismul cu care a fost transportat cadavrul la locul incendierii, traseul autoturismului, cât și persoanele care au utilizat acel autoturism în data de 30.10.2020. La data de 17.11 au fost efectuate mai multe percheziții în municipiul București, în diferite locații. Într-una dintre aceste locații au fost descoperite bunuri aparținând victimei, precum și autoturismul la care am făcut referire anterior. Procurorii mai așteaptă rezultatul testelor toxicologice care vor arăta dacă Mihaela a ingerat sau nu o substanță toxică, așa cum susțin cei trei suspecți. Toți sunt acum arestați și acuzați de omor calificat și profanare de cadavre. Procurorii anticorupție au percheziționat astăzi casa fostului primar al sectorului 1, Daniel Tudorache. Acțiunea DNA vine după ce Tudorache a fost denunțat de actualul primar Clotilde Armand. Tudorache susține că anchetatorii verifică modul în care s-a făcut achiziția de tablete pentru elevii din sectorul 1. Procurorii DNA au confirmat că fac cercetări pentru posibile infracțiuni de corupție. Fostul primar al sectorului 1 a scris pe Facebook că a fost vizitat de procurorii anticorupție. Daniel Tudorache susține că percheziția DNA vine în urma unei sesizări formulate de actualul primar. Clotilde Armand le-ar fi cerut anchetatorilor să verifice modul în care s-a făcut achiziția de tablete pentru elevii din sector. Nu am nimic de ascuns, nu mi s-a adus la cunoștință că aș avea calitatea de suspect sau de inculpat în vreun dosar. Daniel Tudorache spune că a pus la dispoziția organelor de anchetă tot ce i s-a cerut și că se va prezenta în fața autorităților ori de câte ori va fi nevoie. Potrivit propriilor sale mărturii, procurorii ar fi ridicat documente legate de deplasările pe care le-a făcut pe vremea când era primar, dar și aproximativ 5.000 de euro pe care îi avea în casă. Într-un comunicat, procurorii DNA au precizat că fac cercetări în două cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilare corupției presupus săvârșite în cursul anului 2020 și anterior. Prima cercetare îl vizează pe primarul Daniel Tudorache. A doua face însă referire la contracte încheiate de instituții controlate de primăria sectorului 5. Ofițerii ai poliției judiciare au ridicat documente financiar-contabile care au legătură cu achiziția de tablete făcută de societatea Economat. Deocamdată nici eu nu s-a făcut nimic. Nici pentru ce, nici în calitate, decât în calitatea de martor, dar nu știu în ce dosar. Pentru strângerea de informații în cele două dosare, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au făcut în total 38 de percheziții în București și Ilfov. Două adrese se află în subordinea primăriilor de sector. Restul sunt locuințele unor persoane fizice. România rurală are copii din ce în ce mai triști. Unul din cinci mărturisește că nu are niciun motiv de bucurie. Mai mult, copiii de la sat se plâng că duc o viață grea pentru că muncesc în gospodărie, iar unul din 10 adoarme seara flămând. Este realitatea dură din raportul bunăstării copiilor din țara noastră realizat de organizația World Vision. UNICEF îndeamnă guvernele din toată lumea să se îngrijească de sănătatea și educația copiilor pentru ca aceștia să nu rămână cu traume. În comunitățile sărmane, fericirea e doar un cuvânt în dicționar. Eu aș vrea să merg la școală, că mă învață doamna multe. Acasă nu se pot singură? Nu, că n-are mama timp. Tabletă? Ai? Știi ce e aia? Nu. Internet? Nu. Adelina are 8 ani și este în clasa a doua. Este tristă pentru că nu poate să meargă la școală, iar părinții ei nu au nici timp, nici resurse ca să o ajute. În familie au un singur telefon fără internet și fără ecran mare. Tatăl își recunoaște neputința. Soția mea are mâna stângă ruptă și e operată în două locuri. Eu o ajut și pe ea, eu și cu copiii, eu cu tot ce e și trebuie făcut. Și de spalat, și mâncare, și animale, tot ce este de făcut, eu le fac. Într-un alt sat din Vaslui, părinți, bunici și copiii sunt disperați că pandemia a agravat problemele cu care se confruntă. Lipsa mâncării și abandonul școlar sunt printre cele mai grave, iar dorințele lor sunt atât de simple. Dacă ar fi școli mai apropiate, nu ar mai fi nevoie să mergi mai mult timp, pe jos. De altfel, la nivel național, raportul de bunăstare al copiilor din mediul rural al organizației World Vision ne arată că unul din cinci copii mărturisește că nu este deloc fericit. Din păcate, în România avem mult prea mulți copii care experimentează foamea, bullying-ul, frigul, nesiguranța zilei de mâine. Contextul pandemiei va acutiza aceste sentimente.
Pe lângă sărăcie, copiii sunt și victimele violenței în familie, iar unii sunt obligați de părinți să muncească de mici. Mai taie lemne, mai se duc în pădure săracii, că și noi suntem săraci, nu suntem bogați. Sunt copii care ne spun că se culcă nemâncați. În continuare, unul din 10 copii ajunge flămând la culcare. Au fost aproape 1000 de locuințe studiate în această anchetă sociologică derulată din 2012 la fiecare 2 ani de către cei de la World Vision. Deși se vede că la sate a crescut ponderea celor care iau un salariu, deci bani siguri lunar, iată, de la 40 la 46% în ultimii 2 ani, în mod paradoxal, tot mai mulți oameni spun că banii abia le ajung de la o lună la alta. Procentul e în creștere, iată, 44% de la 36%. Iar asta are un impact direct asupra copiilor, pentru că în peste 3/4 dintre gospodării oamenii au spus că au fost nevoiți ca în ultimele 12 luni să cumpere alimente mai ieftine. În 2018 procentul era cu 5 puncte mai mic. În același timp, tot în 3/4 dintre locuințe, românii de la sate spun că sunt nevoiți să cumpere aceleași alimente, dar în cantități mai mici. Este o creștere uriașă de la 61 la 74 pe acest indicator. Cumpărăturile pe datorie vedem că sunt cam la același nivel, chiar un pic în creștere. Pe lângă toate aceste neajunsuri, numeroase familii din mediul rural cu copii declară că au cumpărat mai puține rechizite și că au renunțat la activități extrașcolare. Studiul acesta a fost făcut pe 4.000 de persoane, dintre care 3.000 au fost copii din mediul rural. Românii vor plăti 50 de bani pentru fiecare ambalaj de apă, băutură coritoare și alcoolice cumpărate din magazine. Banii reprezintă garanția pe care comercianții o vor reține de la clienți pentru fiecare PET, sticlă sau doză de metal. Consumatorii își vor putea recupera banii de la orice magazin din țară după returnarea ambalajului. Măsura a fost prezentată astăzi de Ministrul Mediului și va fi implementată de la 1 ianuarie. Sistemul de garanție propus de Ministerul Mediului funcționează precum în cazul unui banal coș de hipermarket. După ce am făcut cumpărăturile, l-am adus la locul lui și am recuperat cei 50 de bani. Altfel zis, este ca și cum am plătit o chirie pentru ambalajul în care este ținută băutura. Măsura se va aplica pentru toate ambalajele în care sunt îmbuteliați până la 3 litri de lichid, fie că vorbim de sticlă, plastic sau doze de aluminiu. Asta înseamnă că magazinul va aplica o scumpire de 50 de bani pentru fiecare astfel de produs cumpărat din magazin. Un box cu apă plată, care are 6 sticle, va costa cu 3 lei în plus. Mergeți acasă, consumați băutura, iar dacă vreți să vă recuperați banii, vă veți întoarce cu toate ambalajele la orice magazin din România. Acesta va fi obligat să vă returneze garanția pentru fiecare produs în parte. Atenție însă, nu trebuie distrus codul de bare de pe fiecare ambalaje. Doar așa vor putea fi recunoscute de automatele din marile magazine, unde veți introduce ambalajele și veți primi contravaloarea lor. În magazinele mici nu vor exista astfel de aparate. Ambalajele vor fi preluate de casieri. Tocmai de aceea, Ministerul Mediului anunță că asta se va întâmpla în limita posibilităților pentru a nu aglomera magazinele mici. Cantitatea trebuie să fie una rezonabilă, ori dacă într-un magazin de la colțul blocului va veni cineva cu 10 saci de PET, ar putea să nu preia, să fie duși la un centru de colectare automat. Hotărârea Ministerului Mediului este în dezbatere publică și trebuie să intre în vigoare cel târziu pe 1 ianuarie 2021. Există o directivă europeană în acest sens. Magazinele au la dispoziție un an să implementeze sistemul. De pildă, să pună la dispoziție clienților servicii de colectare sau navete pentru ambalajele de sticlă ca să le returneze mai ușor magazinelor. Măsura este luată și pentru că România are mari probleme cu colectarea deșeurilor. Ele ajung de prea multe ori în natură. Iată ce secvențe a surprins cunoscutul alpinist Alex Găvan în apropierea localităților Corbeanca și Periș din județul Ilfov. Că este ilegal să aruncați gunoaie pe câmp. E ilegal. Spuneți, păi a spus primăria, spuneți-mi cine. Alpinistul spune că s-a împiedicat de aceste gunoaie și s-a rănit la mână în timp ce alerga pe câmp pentru antrenamentele sale. Ministerul Mediului recunoaște că România este sufocată de gunoaie. 6 milioane de tone de deșeuri ajung anual în gropile de gunoi. Potrivit ministrului Mircea Fechet, țara noastră reușește să recicleze doar 14% din deșeuri, o cantitate infimă. La solicitarea Uniunii Europene ar trebui să ajungem la 90% în 3 ani. La malul mării, plajele se măresc văzând cu ochii și nu este o poveste, ci o tehnică specială din vremurile noastre. Cum este lărgită plaja din Mamaia, de pildă, aflați imediat.
Pentru că spitalele sunt pline, mulți bolnavi de COVID se tratează acasă, însă dacă nu sunt atenți, își pot pune în pericol familia. Locuințele mici și aglomerate nu permit împărțirea spațiului, astfel încât cei infectați să fie izolați de restul familiei. Medicii ne dau însă variante. Aerisirea și dezinfectarea constantă pot ține virusul departe. Alina Crișan este asistent medical în Timișoara. În urmă cu 8 zile a aflat că este infectată cu coronavirus, la fel și soțul ei. Vestea a venit ca un șoc pentru că au o fată de 15 ani care trebuia protejată, iar apartamentul pe care îl împart este foarte mic. Familia a decis să ia măsuri ferme. Copilul stă numai în camera lui și merge la baie când nu e nimeni pe hol. Ori de câte ori pun mâna pe clanțe, de atâtea ori o dezinfectez. Folosește întrerupătorul de la baie. Cu același clor curățăm. Cei trei poartă mască și în casă tot timpul. Nu atingem lucrurile ei. Am două măști. Acum. Dezinfectăm tot ce atingem. La noi a contat. Raluca în cele 8 zile nu a prezentat nicio simptomatologie. Mi-e dor de ea, mi-e dor tot, s-o simt la pieptul meu. Dar e important pentru ea, pentru sănătatea ei. Acest bărbat nu a reușit să se izoleze complet, iar fetița lui de 11 ani a luat virusul. Acum sunt bine amândoi, însă așa au devenit mai precauți. Ai la un moment dat sentimentul ăsta că ești părăsit și de autorități, și de prieteni, și de rude, și nici cu familia nu stai. Am încercat să stau eu într-o cameră cu baia mea, cu bucătăria, să nu intrăm toți odată, să intrăm pe rând, să atingem cât mai puțin, să avem sticle cu apă care să le luăm cu noi ca să nu mergem tot timpul la bucătărie după apă. De altfel, acestea sunt și cele mai importante sfaturi de care specialiștii ne roagă să ținem cont. Medicii ne recomandă să stabilim în propria casă trasee ca la spital, astfel încât să ne intersectăm cât mai puțin. Nu mai stăm împreună în sufragerie la televizor și renunțăm la cina în familie. Fiecare trebuie să dezinfecteze tot ce atinge în spațiile comune. Mâner, robinet, săpunieră. Și cel care vine după trebuie să dezinfecteze la rândul său ca măsură suplimentară de protecție. Totuși, dezinfectarea nu e suficientă. Virusul poate fi luat și prin aerosolii din aer, atrag atenția medicii. Aerosolii înseamnă niște picături infime care sunt încărcate cu virus și care, fiind atât de mici, nu se mai supun legilor gravitației care le-ar face să cadă rapid pe pământ. Un spațiu închis, neaerisit, în care există o concentrare mare de virus sub forma acestor aerosoli, este un spațiu care poate deveni periculos. Un experiment publicat de El País arată că dacă suntem bolnavi, chiar și atunci când tăcem, eliminăm particule încărcate cu virus prin expirație. Dacă vorbim, lansăm în aer de 10 ori mai multe astfel de particule, iar dacă strigăm sau cântăm, numărul lor crește de 50 de ori. În aceste condiții, medicii ne sfătuiesc să aerisim camerele cât mai des. În condițiile în care infecția cu SARS-CoV-2 se răspândește într-un ritm alert, iar sistemul medical este supra-solicitat, digitalizarea poate ajuta. De astăzi, prin ordonanță de urgență, telemedicina a devenit oficială și în țara noastră. În Cluj-Napoca, specialiștii IT și medicii au reușit să pună la punct o aplicație pentru medicină la distanță, în principal pentru pacienții care prezintă simptome ușoare de COVID-19. Poate fi descărcată gratuit, iar apelurile sunt preluate de medici rezidenți. Bună ziua, Opu Cluj, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, de vreo 2-3 zile am o durere de cap care nu se mai oprește, mai ales seara, simt că nu pot adormi. Ați mai avut vreodată o asemenea durere de cap, domnul Ionuț? Nu, până acum nu am avut. Emanuel se află printre medicii rezidenți care de acum sunt operatori de la distanță. Vine în sprijinul specialiștilor noștri, noi le dăm informațiile pe care le luăm de la pacient, integrăm cazul într-un anumit șablon și ei ne spun ce informații să retransmitem pacienților. Ei ne văd pe ecran mare, noi ne vedem pe ecran micuț. Și atunci pot să vadă aspectul. Dacă e cianotic, dacă este icteric pacientul. Platforma pe care o folosesc are o funcție video, iar medicii și pacienții se pot vedea. În același timp, operatorii de la urgențe găsesc informații medicale despre fiecare pacient care îi ajută să stabilească un diagnostic. Ceea ce observăm ne ajută să modificăm tratamentul la domiciliu fără să-i mai deplasăm și, practic, întrerupem lanțul prin care s-ar putea transmite ceva. La dezvoltarea aplicației au ajutat specialiști de la Universitatea Tehnică din Cluj împreună cu mai mulți IT-iști. Toți cetățenii, oricare dintre noi, ne putem conecta ușor de tot, de pe telefonul mobil și practic pe asta se bazează această interacțiune, pe posibilitatea ca oricine, din orice loc, în orice moment,
să poată contacta. Tehnologia apropie oamenii, apropie medicii de pacienți. Ideea de proximitate, ideea de urgență, pentru că situațiile critice trebuie să fie întotdeauna tratate cu un regim de urgență. Aplicația poate fi descărcată gratuit, deocamdată doar pe telefoanele care folosesc Android, dar în curând va fi disponibilă și pentru sistemul de operare iOS. Specialiștii care au lucrat la aplicație vor să o extindă în toată țara. În doar 3 zile, plaja din nordul stațiunii Mamaia s-a lărgit cu cel puțin 150 de metri. Constructorii olandezi muncesc zi și noapte și promit că până la primăvară va fi extinsă toată plaja dintre Constanța și Nevodari, iar România va câștiga 50 de hectare de teren. 70 de milioane de euro din bani europeni sunt folosiți doar pentru acest segment. În sudul litoralului, lucrările vor începe în 2022. Aceasta este doar etapa finală a întregului proces de lărgire a plajei. Nisipul descărcat pe plaja existentă este adus din larg. La 5 km de mal, o navă cu pompe speciale îl extrage de pe fundul mării. Apoi se cuplează la o conductă care ajunge pe uscat. 10.000 de metri cub de nisip sunt injectați cu putere prin această conductă. În paralel, se lucrează și la o diferență de nivel de cel puțin 3 metri spre mare. Pentru ca marea să nu inunde terenul, mai ales că suntem în perioada furtunilor puternice, angajații români și olandezi lucrează zi și noapte. Firma care se ocupă de lucrări are experiență internațională, iar ultimul proiect finalizat a fost construirea unui port în Oman. Suntem pe plaja din Mamaia și facem o nouă plajă, una mai lată, pe o distanță de aproape 7 km, vizibil mai lată, iar acum vedeți utilajele în plină acțiune. Muncim zi și noapte, în schimburi, avem o echipă de zi, echipa de noapte cu tot cooperator, 24/7 în continuu. În cele 3 zile de când a început operațiunea, în nordul stațiunii Mamaia, plaja a fost deja lărgită cu 150 de metri. Iată de exemplu cât de mult s-a lărgit porțiunea din zona cluburilor din Mamaia. Ceea ce se poate vedea deja în spatele nostru este rezultatul la doar 3 zile de lucru și vor continua încă 4-5 luni de zile de acum încolo pentru a ne întinde pe tot intervalul de 6.950 de metri liniari. Sunt estimate undeva la 53 de hectare de teren câștigat nou doar aici pe sectorul Mamaia-Nevodari. Constructorii anunță că plaja dintre Constanța și Nevodari va fi gata până la începutul sezonului estival din 2021. Doar pentru această zonă, costurile se ridică la 70 de milioane de euro, majoritatea din fonduri europene. Orice hotel, orice agent economic va avea și porțiunea de plajă, considerăm noi, aferentă hotelului respectiv, cu destinație clară pentru turiști și cu titlul, considerăm noi, de gratuitate. Lucrările la plaja din sudul litoralului vor începe în 2022. Întregul proiect pentru țărmul românesc va costa 840 de milioane de euro, doar 15% fiind participarea României. La final, țara noastră va câștiga în total 240 de hectare de teren nou, iar plajele românești vor fi cele mai largi din toate țările riverane Mării Negre. Și tot pe litoral, câțiva localnici au surprins în imagini un fenomen extrem de rar, însă au alertat autoritățile crezând că este vorba despre poluare în porturile Tomis și Mangalia. Pe zeci de metri din mare au apărut pete de un roșu sângeriu. Autoritățile au anunțat că este vorba de un microorganism asemănător meduzelor, iar culoarea dă impresia unei poluări cu uleiuri. Cercetătorii spun că acest microorganism este toxic pentru fauna marină. Specialiștii de la Apele Române declară că această apariție extrem de rară în Marea Neagră poartă numele de valurile roșii. Și rămânem pe litoral, unde 130 de militari români și americani se antrenează împreună pentru a interveni rapid într-o posibilă situație de criză la Marea Neagră. Soldații americani au folosit la trageri un sistem de rachete care va intra și în dotarea armatei române. Costul total al programului este de 1,5 miliarde de dolari, iar România va fi prima țară din flancul estic al NATO care va folosi acest armament. România a semnat în februarie 2018 cu Guvernul Statelor Unite achiziția primelor 3 sisteme de rachete sol-sol cu bătaie mare, HIMARS. Fiecare sistem are 18 instalații de lansare, iar costul total al programului este de aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Sistemele HIMARS pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de kilometri, folosind muniții inteligente ghidate prin GPS. Acum 2 luni de zile a însemnat la Washington foaia de parcurs pentru următorii 10 ani. Ceea ce vedem astăzi aici se înscrie în liniile de efort care sunt agreate în conținutul acestei foi de parcurs. Avem aceste sisteme care reprezintă un transfer de înaltă tehnologie și
contribuie la crearea unor capabilități militare credibile. Va asigura țării noastre, la final, o capacitate de apărare terestră esențială, o capacitate de descurajare credibilă în fața multiplelor provocări de securitate care se manifestă în regiunea Mării Negre. To advance Romania's national defense leadership. România este primul aliat din zonă care achiziționează sistemul HIMARS, necesar asigurării securității cetățenilor săi și securității în regiunea Mării Negre. Astăzi, militari americani implicați în exercițiul Rapid Falcon, care s-a desfășurat la baza Mihail Cogălnicianu și la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Media, au folosit sisteme de rachete identice cu cele pe care le va primi țara noastră. Pregătirea pentru tragere a durat maxim 3 zile. Rezultatele au fost foarte bune. Suntem un batalion capabil să executăm orice misiune. Primele sisteme de rachete HIMARS vor intra în grija Brigăzii 8 Artilerie Alexandru Ioan Cuza începând cu 2021. După Franța, Rusia este a doua țară europeană care trece pragul de 2 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar Polonia a anunțat pentru a doua zi la rând un record de 637 de decese în 24 de ore. Între timp, țările care sunt deja de 2 sau chiar 3 săptămâni în carantină evaluează impactul restricțiilor. Dacă în Belgia ori Franța se văd deja rezultate încurajatoare, germanii și britanicii nu au deocamdată motive să răsufle ușurați. Se împlinesc 3 săptămâni de când multe țări europene au intrat din nou în carantină națională strictă pentru a curma agravarea galopantă a pandemiei. Dacă în unele state se văd deja roadele, în altele se lasă așteptate. De la peste 60.000 de cazuri noi, pe 6 noiembrie, Franța a scăzut sub jumătate. Cehia, care a intrat cel mai devreme în carantină, pe 20 octombrie, când avea peste 15.000 de cazuri noi în fiecare zi, a raportat ieri sub 9.000. La rândul ei, Belgia, la un moment dat țara cu cea mai mare rată de infectare, a scăzut de la 22.000 de cazuri zilnic la sub 2.000. În schimb, în Germania, unde erau 19.000 de cazuri noi pe 2 noiembrie, situația s-a tot agravat, având 23.500 de teste pozitive pe 10 noiembrie. Dacă ieri Berlinul raporta 17.500 de cazuri, astăzi a depășit 22.000. Die Lage bezüglich Covid-19 in Deutschland ist weiterhin ernst, sehr ernst. Das Infektionsgeschehen scheint sich zu stabilisieren. Die Fallzahlen haben sich in den letzten beiden Wochen auf einem hohen Niveau stabilisiert. Sie steigen nicht weiter, zumindest aktuell, und das ist eine gute Nachricht. Nici britanicii nu văd luminița de la capătul tunelului. Pe 5 noiembrie, când a intrat în carantină, regatul avea 22.000 de cazuri zilnic. Ieri a înregistrat 19.600, așadar o scădere minoră. Și totuși, guvernul Johnson caută variante de înlesnire a restricțiilor de sărbători. The lights may be up, but many of the shops here in Oxford Street are shuttered as the English lockdown goes into its third week. But what's clear from talking to people in government is that the Prime Minister and his cabinet are determined to give people and businesses some sort of Christmas, even if those celebrations mean a hangover in January. Grupul de oameni de știință care consiliază guvernul de la Londra avertizează că orice zi fără restricții trebuie compensată cu 5 zile de măsuri drastice. Saying to families you can have a reasonably normal family Christmas, but then putting restrictions in place which may well impact their livelihoods, I don't think is going to be a very welcome Christmas present. O altă problemă este că oamenii nu par dispuși să țină seama de reguli, cel puțin nu de sărbători. Not too worried because I'm going to see my family full stop. We'll see them whatever happens. If they want a lockdown, then yeah, they can have a lockdown, but I'm not on lockdown. I'm going to see my family. No, I don't, but I will be visiting them. Okay, but what if there's a lockdown? Well, it's my family, so I'll go home and see them. Speranțe în miracole ne dă totuși povestea unei femei din Birmingham. Bolnavă grav de COVID, a fost plasată în comă indusă în aprilie, când era însărcinată în 24 de săptămâni. După 6 săptămâni, nu doar că s-a făcut bine, dar a aflat și că gemenii ei, o fetiță și un băiat, au supraviețuit. Asta deși în momentul cezarianei de urgență cântăreau doar 765, respectiv 850 de grame. At the time I woke up, I lost my pregnancy, so I couldn't see my bump anymore. I was really, really worried and disoriented. Even when I woke up, when they were telling me that, oh, your twins were there, that they were in
NICU, neonatal intensive care unit. I thought they were saying all those things to calm me down. I didn't believe them. I never believed them. I said, what's the essence of my being alive? It's better that I die also and join them. Sometimes when I look at them, I get down in tears. And, you know, it's amazing what medical professional science could offer. Statele Unite au depășit pragul de 250.000 de decese cauzate de COVID-19. Sunt cu peste 100.000 mai multe decât în India, de pildă, o țară cu o populație de 4 ori mai mare și resurse mult mai modeste. Numai în ultimele 24 de ore, Washingtonul a raportat peste 1.700 de decese, un record pentru ultimele 6 luni. Din cauza creșterii ratei de infectare, metropola New York a închis din nou școlile, tocmai când Organizația Mondială a Sănătății a pledat pentru menținerea lor deschise. Copiii și adolescenții nu sunt vector principal al infectării, subliniază OMS. It is skyrocketing. It is skyrocketing with no real end in sight. Președintele ales nu face decât să sublinieze traiectoria înfricoșătoare a mortalității provocate de COVID în Statele Unite. Un sfert de milion de decese înseamnă de 10 ori mai multe decât cele cauzate anual de accidente rutiere sau de 6 ori mai multe victime decât face gripa într-un an. Accidentele, atacurile cerebrale și sinuciderile dintr-un an, luate la oaltă, nu iau un tribut de vieți omenești la fel de mare cât a luat pandemia de coronavirus în mai puțin de 10 luni, iar experții avertizează că cifrele vor crește dacă nu se intervine ferm. Joe Biden a fost copleșit de emoții când, la o întâlnire virtuală cu mai mulți experți din sănătate, o asistentă și-a povestit experiențele din pandemie. Nurses across the country were so relieved and grateful, Mr. President-elect. When you committed to taking action, I myself have held the hand of dying patients crying out for their family that they can't see. I've taken care of co-workers as they fight for their lives on a ventilator. And knowing that they got sick because of the hospital or their government hasn't protected them. You got me emotional. It's not enough to praise you. We have to protect you. We have to pay you. Însă echipa Biden-Harris tot nu a primit acces la informații esențiale. We've been unable to get access to the kinds of things we need to know about the depth of the stockpiles. We know there's not much at all. Mesajele lui pică însă în gol. Președintele în exercițiu, Donald Trump, rămâne închis la Casa Albă. N-a mai stat de vorbă cu jurnaliștii de peste 2 săptămâni și nici colaboratorii săi. It's dangerous. Trump's whole behavior right now should frighten the American public. But I want to make sure you don't have a blood clot in your lung. Aproape 77.000 de americani sunt spitalizați în acest moment cu forme serioase și grave de COVID. In some places, we're already out of beds and room to put even new beds. Și totuși unele state încă întârzie să ia măsurile necesare. People that want to wear masks should wear masks, and people who don't shouldn't be shamed because they choose not to. It's Orwellian in a place like Oregon to say if you gather in numbers more than 6, we might come to your house and arrest you and you get 30 days of jail time. I could not breathe. I could not open my eyes. I could not think to make a rational decision. A lot of people don't see what we see or don't believe it, and we don't really have a choice to believe it or not in our ICU, like, since we see it. În acest timp, metropola New York a reînchis școlile după ce media la 7 zile a ratei de pozitivare a testelor a depășit 3%. As much as we are unhappy today that this moment was reached, we are resolved to keep fighting. Experții americani se tem că situația se va înrăutăți dramatic după ziua recunoștinței, prima sărbătoare a acestui sezon. Până una alta, cei care nu vor să renunțe la întâlnirile de familie stau cu orele la cozi uriașe pentru testare. Iar una dintre dificultățile iminentei campanii de vaccinare este respectarea condițiilor de transportare și depozitare a dozelor. Este nevoie de recipiente frigorifice speciale, cel puțin pentru serul produs de Pfizer, iar varianta cea mai la îndemână folosită deja în cazul vaccinului pentru Ebola este transportul fiorelor în cutii cu gheață carbonică. Puținii furnizori de peste ocean sunt asaltați de comenzi din partea spitalelor și a departamentelor pentru sănătate din fiecare stat.
Aprobarea vaccinurilor de la Pfizer și Moderna pare doar să fie o chestiune de timp. Ochii tuturor se îndreaptă acum către procesul de distribuție și depozitare, următoarea provocare majoră. Not the vaccines that save lives, it's vaccination that saves lives. It's the act of getting the vaccine from the vial to the arm that saves lives. So there are distribution challenges, these are not insurmountable. O afacere de familie din Ohio, obișnuită să producă anual 3.000 de tone de gheață carbonică, s-a pomenit acum copleșită de comenzi. It takes about 2.2 pounds of liquid CO2 to make 1 pound of solid. Temperatura produsului finit este de minus 78 de grade Celsius. Compania lui Harry primește deja telefoane de la spitale și de la alți potențiali distribuitori ai serului Salvator, care trebuie păstrat la minus 70 de grade Celsius. We're getting calls from various hospitals. Giant Eagle's called from their health departments, their health sections, their stores. And the Ohio Health Department has also called for supply. These are the pellets the vaccine will be stored under. For now, Geen says the Ohio Department of Health is requesting 15,000 pounds per week. The dry ice will be shipped in these big blue boxes, which can hold up to 1,200 pounds of dry ice pellets. Vaccinul Pfizer poate sta până la 15 zile în containere speciale, cu o condiție, gheața să fie înlocuită la 5 zile, apoi, odată scos, poate fi ținut încă 5 zile în frigider. Până în acest moment însă, nu există proceduri clare privind distribuția și mai ales depozitarea milioanelor de doze. Se pare că vor veni în cutii de aproximativ 1000 de fiole, așa că pentru cabinetele medicale mici, de exemplu, gestionarea situației se va dovedi dificilă. Se împlinesc 30 de ani de la lansarea filmului Singura casă, iar americanii fascinați de casa lui Kevin se pot caza într-o copie fidelă a acelei locuințe. Unui bărbat i-a plăcut atât de mult faimoasa serie de Crăciun, încât și-a decorat casa, inspirat de cele trei pelicule. Iar acum o închiriază. Oaspeții nu îl vor întâlni pe Kevin, dar pot experimenta o parte din aventurile personajului. Fiecare încăpere este aranjată asemenea celor care apar în filmul Singura casă. Nu lipsesc mașinuțele împrăștiate pe jos, cutiile cu vopsea prinse de balustradă și chiar un păianjen. O noapte de cazare plus o pizza costă 149 de dolari. Dacă nu ajungeți în America pe simpaticul Kevin, îl puteți revedea pe 5 decembrie, când ProTV va difuza, desigur, cel mai îndrăgit film al Crăciunului.